ACS Volei Municipal Zalău continuă lupta pentru câștigarea Cupei României. După victoria grea cu scorul de 3-2, obținută pe propriul teren în fața echipei CS Unirea Dej, zălăoanii au câștigat ieri seară manșa retur din cadrul sferturilor de finală cu scorul de 3-0 și a făcut pasul în faza semifinală a competiției. Vicecampioana României la volei masculin și deținătoarea trofeului Cupa României, echipa ACS Volei Municipal Zalău a obținut ieri seară o calificare fără emoții în semifinalele Cupei României. Dacă în urmă cu o săptămână, în manșa tur de la Zalău, elevii lui Stoian Stoev și Bogdan Nicolae au prestat un joc modest și s-au impus greu în fața dejenilor cu 3-2, în partida de ieri seară de la Dej, vicecampionii au demonstrat că totul a fost doar o simplă întâmplare și au câștigat manșa retur în minim de seturi. Duelul dintre CS Unirea Dej și ACS Volei Municipal Zalău a debutat sub semnul echilibrului. Cele două echipe au condus alternativ pe parcursul setului inaugural, iar finalul de set a aparținut vicecampionilor, care s-au impus cu 25-21. Acomodați mai bine cu sala, după disputarea primului set, zălăoanii nu au făcut concesii echipei gazdă și au câștigat următoarele două acte la același scor, 25-16, și au obținut calificarea în semifinalele Cupei României. La Dej a fost un rezultat normal. Echipa din Zalău, la care noi jucăm, așa vrem să joace meciurile cu miză. S-a văzut diferența și am punctat destul de bine. Am câștigat cu 3-0 și s-a văzut că ne dorim câștigarea trofeului sau apărarea trofeului. Pentru mine personal, care cunosc îndeaproape ambele echipe, nu cred că a fost o surpriză. A fost o manșă tur-retur în care ambele echipe și-au jucat șansa. Galațiu a luat o opțiune serioasă din meciul tur, iar la Craiova cred că a fost aproape o formalitate să câștige două seturi, pentru că diferența de valoare dintre cele două echipe practic nu există. Acest lucru s-a văzut și în rezultatul de pe teren. A fost unul strâns, 3-2, și Galațiu a prins semifinala. Zalău niciodată nu a avut alte obiective, cu atât mai puțin anul acesta. Sigur, ne dorim acest lucru, iar vrem să atingem formă maximă în play-off. În celelalte două partide din faza sferturilor de finală s-au înregistrat următoarele rezultate. CS Știința Explorări Baia Mare, CS Dinamo București 3-0 și SCMU Craiova, CS Arcada Galați 2-3. Astfel că echipele calificate în penultimul act al competiției sunt CS Universitatea Cluj, CS Știința Explorări Baia Mare, CS Arcada Galați și ACS Volei Club Municipal Zalău.